Doamne ajută frați și surori, bine la un nou video pe actualitatea ortodoxă și astăzi vom dezbate un subiect legat de relațiile intime tropești în timpul postului și de ce nu se face, de ce nu se face acest lucru în timpul postului. Bun, să vedem. am găsit un articol um, vechi de 2 ani um, pe care o să-l citim și o să um, o să-l dezbatem împreună o să-l și corectăm pentru că am observat că sunt te chestii care nu prea uh, sunt în uh, nu prea sunt corespunzătoare cu valorile ortodoxe. Dar o să vedem după. De ce mi se face sex în timpul postului și care este după voia lui Dumnezeu? Absența sexuală este îngănuiță și nu poruncă. Da, Dumnezeu a lăsat libertate, dar uh, din punct de vedere ortodox, din punct de vedere al uh, valorilor creștine, dragostea tropească sau relațiile torpești, sau sexul, Uh, sunt interzise în timpul postului. Ele sunt permise numai marți și vineri. Nu, numai marți și joi. Așa. Deoarece știți foarte bine că lunea, miercurea și vinerea este post. Sâmbata se ține pentru că e ziua înainte de Sfânta Liturghie și e, nu e bine ca atunci să... Așa. Și duminica la fel, pentru că este ziua Domnului și trebuie să o cinstim. Hai să citim aici împreună toți. Poți să înseamnă abstinență, iar abstinența, abstinența înseamnă să te confunzi în să renunți la de duce, să lași deoparte invidia și rotații față de semen, dar și să renunți la relații intime conjugale, spun unii preoți, care este de fapt voia Domnului. De ce nu se face sex în post? Este întrebarea pe copun toți licenii la ora de religie. Chiar există o lecție în care face referire la acest aspect. Tinerii și viața intimă pe scurt. Postul înseamnă abstinență de la acea lume și multe rugăciune. Vide, biserica nu încurajează relația intime între persoane necăsătorite. Cât îi și pe bărbatul și pe mea care s-au cununat în fața lui Dumnezeu, Uh, Lucrurile sunt diferite. Dumnezeu crea bărbatul și femeia pentru pe a fi împreună și aștept de la ei să aibă o relație sexuală sănătoasă în, în care fiecare își, își înțelege datoria față de celălalt. Nu este o povânt care spune explicit că relațiile intime au fost sunt interzise, spune uh, totul trebuie să fie din comun de acord între soții. A explicat pe toate povânturile. Care... Da, da, hai să vă spun ceva. În timpul postului, uh, așa cum sunt interzise mâncăruri de dulce, uh, așa, așa este interzis și relația topească așa spun sintele canoane ortodoxe. Degeaba ne spune nou un preot de caritate, că nu știu ce și nu știu ce. Poate, poate că nu e un... Nu explic aici că e uh, preot ortodox. Deci, oricum e de debănuit. Dar nu, relațiile să sunt permise numai marți și joi. Ar fi... Asta e. Iar Adam a cunoscut-o pe Eva, femeia lui. Uite-te când s-a întâmplat asta, după călcare porunci și după scoaterea din rai, atunci a luat început unirea trupească între Adam și Eva. de călcarea poruncii, ducea o viață îngerească și n-a fost vorba de -o de unire trupească. Cum putea să fie vorba de așa ceva când nu erau supuși nici nevoilor trupești? Care este voia Domnului? Se spune că Apostol Pavel a fost trimis de Dumnezeu în orașul Corint să predice Evanghelia. Comunitatea cunoscută pentru practicarea moravului ușoare, cum erau multe suflete de mântuit și pentru început puțin a devenit creștin, au fost multe neînțelegeri prin relații sexuale, mai ales în zile de post. Oamenii au fost curioși să de când păcat și când nu se, nu se, nu se, nu se, consume relații intimă între soți. Apostol Pavel a explicat creștin că soțul și soția se pot lipsi unul de altul numai prin comună înțelegere. Da, trebuie să existe o, o comună înțelegere. Trebuie să existe un acord, pentru că eu așa cred, acum să nu mă judecați încă sunt la început așa ca și cunoștințe teologice decât să se certe, să se bată, să se omoare între ei cred că mai dacă de exemplu nu se poate și asta nu avem ce să facem dar fi bine ca ambii să se înțeleagă ca timpul postului ei să, să reușească să se lipsească unul de altul timpul postului eu cred că este bine ca omul acum fiți atenți că e vorba de uh, corinteni Apostolul Pavel. Eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie, totuși din pricina curviei fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul, de, unul pe altul de datoria de soți, decât doar prin bună învoială pentru un timp, să nu vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși, să nu vă ispitească satanii din pricina, pricina, nestăpânirii voastre. Lucrul acesta îi, îl spun ca un gânduit, să nu fac din el o poruncă. Da, e, o, e adică o uh, recomandare, dar bine ar fi, bine ar fi cu un voială dacă, dacă s-ar putea lipsi în timpul postului. Dar aici, după cum noi înțelegem, da, aici Apostolul Pavel spune foarte clar, băi, da, ar fi bine da, să, să vă zipsiți, dar nu, nu este obligator, adică dacă chiar nu se poate, că sunt anumiți oameni care chiar nu pot, adică, așa, decât să cadă în pricina cu vii, cu altcineva, cu adulte, cu chestii, atunci, ar... na, se mai îngăduie, dar, nu știu, acum, nu, vă rog voi să judecați chestia asta. Nu țineți cont de părerea mea aici. Se înțelege că decizia de soției trebuie să fie în comun acolo și numai pentru un timp, ca să vă îndelniciți cu postul și cu rugăciunea. În campidul 11 al cărții Levitic se face trimitere către situații precise în care sexul între soți nu este îngăduit. Exemplu dat este perioada ciclului menstrual. Se mai fac recomandă privind abstinența sexuală în cazul părinților care au copii buni și care se vor pentru întoșirea lui. Da. A, ah, da, sunt niște chestii care cu acest articol nu prea sunt uh, nu prea sunt ok. Canoale, Sfintele Canoale Ortodoxe spune foarte clar uh, relațiile intime tropești, sunt permise doar între bărbați și femeie uh, pentru a uh, procrea copii, pentru ca nația, nația pentru ca specia umană să meargă înainte, pentru ca noi să nu pierim ca, ca, ca omenire. Și eu cred că totuși cei care pot să se abțină, trebuie să se abțină. Ar putea să se abțină, pentru că, na, acum, nu știu, voi judecați, dar iubirea, dragostea nu înseamnă numai de sex. Nu înseamnă numai sex. Sexul este doar o, o, o părticică din Chestia aia importantă din tunele. din. Uh, așa. Uh, de ce este important? Pentru că din el, adică prin el se. se. Uh, fac copiii. Ca așa, din cauza. Uh, din cauza. Că, na că Adam și Eva au căzut și. au ascultat de șarpe, și cum a ca la dobitoace, ne împreunăm ca să facem copii. E greu de explicat, de asta și sunt un pic așa cu capul nori, dar doar atât vă spun să aveți grijă să nu faceți păcate mari, să încercați să vă abțineți de la desfrău până la căsătorie, până la căsătoria religioasă, să încercați să nu mai fumați, să nu mai beți, să nu mai curvi, să nu să nu aveți ură pe ceilalți, să nu judecați, să nu bârfiți, încercați să fiți oameni mai blânzi, mai obitori, încercați să, să priviți și din perspectiva asta religioasă, ortodoxă, am spus, eu aș încerc și din perspectiva asta să privesc lucrurile, deși eu nu sunt chiar atât de mare, mare religios, să nu cred acum că a venit Andrei Radu de la actualitatea și ne el să nu curvim. E adevărat, și fiecare avem excitații, fiecare avem plăceri, fiecare avem multe, dar cred că totuși putem să punem rațiunea și discernământul mai înainte de instinct. Asta este o chestie foarte, foarte bună. Ce înseamnă discernământ și rațional? Adică exact, privim, citim cărțile Sfinților Părinți, pe așa și cam atât. Acum, bai, va veni mama. Dacă v-a plăcut acest episod, dați un like, un subscribe, Doamne ajută!